Nimic, trebuie să menționăm faptul că cele două cărți pe care noi le vom prezenta și lansa astăzi publicului cititor, Darul iubirii de Khalil Gibran și Cartea înțelepciunii de Ibn Arabi, fac parte din colecția Înțelepciunea inimii la editura Herald. Alături de acestea au mai fost publicate în colecția Înțelepciunea inimii peripețiile lui Nastratin Hoxha în traducerea prietenului Mihai Cernătescu. De asemenea, la Cartea Înțelepciunii este un studiu introductiv, un cuvânt înainte al domnului Teodoru Ghiondea. Oceanul sufletului, poetul persan Rumi, de asemenea Caravana vieții, Catrene de Omar Khayyam. Aceste cărți menționate sunt publicate în colecția Înțelepciunea inimii, colecție despre care colegul Mihailiță ne va povesti ceva mai multe atunci când va ajunge. Spuneam, invitații noștri din această după-amiază de sâmbătă, iată, am ajuns la al treilea eveniment, a treia lansare la standul editurii Herald. Mihai Cernătescu, traducător și colaborator al ambasadei Iranului la București, organizator, prezentator și traducător de evenimente culturale în România, predă cursuri de limba persană la instituții din Pitești și București. Domnul Teodoru Ghiondea, cadru didactic în învățământul liceal în perioada 1990-2012. Domnia sa, din adolescență, a fost interesat de istoria religiilor și de opera lui René Guénon. Există o serie de autori René Guénon în portofoliul editurii Herald. Câțiva ani mai târziu, atașat grupului de studii tradiționale de orientare ghenonistă, format în jurul personalității lui Vasile Lovinescu, pe care noi de altfel l-am și invocat în urmă cu două zile, când am lansat alte două titluri în colecția Artă Regală. Este vorba despre istoria francmasoneriei și ortodoxie masonică, Jean-Marie Ragon. Și a concentrat atenția domnul Teodoru Ghiondea și a focalizat atenția și cercetările ulterior în domeniul ezoterismului islamic și putem spune restabilirea legăturilor cu urmașii ghenoniști din Franța din linia lui Mihail Vulsan. Colaborator al editurii Herald din 2004 cu prima traducere în limba română a unei cărți fundamentale despre ezoterismul islamic. Este vorba despre cartea Islamul, introducere în doctrinele ezoterice de Titus Bucard. Și cum spuneam, îl așteptăm și pe Mihai Liță, coordonatorul colecției Înțelepciunea inimii. Aș începe cu domnul Teodoru Ghiondea, cu prima întrebare a acestui eveniment, cum spuneam, întâlnire cu Înțelepciunea sufită la seara cărților Darul iubirii de Khalil Gibran și Cartea Înțelepciunii de Ibn Arabi. Ibn Arabi, respectând la rândul său linia coranică, vorbește despre Isus ca profet al Islamului. Aș vrea să vă rog să dezvoltăm această idee a prezenței unor nume importante ale tradiției creștine în învățătura islamului, unde se bucură de mare respect, mai ales că, din ce mi-aduc aminte, noi am discutat despre acest lucru într-o emisiune radio pe care noi doi, eu și cu domnul Teodoru Ghiondea, am fost invitați undeva în luna iunie la postul de radio Smart FM și atunci am abordat și acest subiect. Ar trebui să spunem că această carte a lui Ibn Arabi este, cum s-a întâmplat de fiecare dată când a apărut o traducere din Ibn Arabi, mai mult decât un eveniment editorial. Este un eveniment spiritual. Și, în primul rând, aș spune că astăzi, când apare într-o nouă
urmă această culegere, această selecție dintr-un tratat de o colosală importanță pentru spiritualitate, și anume înțelepciunea profeților, în titlul arab, Husus al-Hikam. Este o chestie mai greu de înțeles pentru titlul, titlul trebuie explicat. Dar ceea ce vreau să spun este că este vorba despre un text revelat. Nu avem de-a face cu o carte ca rezultat al unei inspirații scriitoricești sau nu este vorba de un scriitor de geniu sau un scriitor deosebit și așa mai departe. Este vorba pur și simplu de o carte revelată. Evident că ea nu are același regim cu un text sacru, cum ar fi textul biblic sau textul coranic. Dar există o intermediere prin anumiți maestri spirituali și Ibn Arabi este, așa cum îl cunoaște tot islamul și nu numai islamul, toată tradiția abrahamică, cel mai mare maestru spiritual, Al-Sheikh Al-Akbar. Încă din prolog, Ibn Arabi spune cum a apărut acest tratat despre profeții, despre legătura pe care Dumnezeu o are cu noi, despre felul cum ne vorbește direct, prin semnele sale, cum le numește, care nu sunt decât date spirituale, informații, dacă vreți, prin care putem comunica cu Dumnezeu și ne putem înțelege între noi și înțelege ceea ce Dumnezeu ne spune. Mai mult decât atât, Ibn Arabi face precizarea, și nu numai el, toți traducătorii care sunt mai mult decât remarcabili, cei mai importanți traducători ai lui Ibn Arabi, spune foarte clar în introducere Ibn Arabi că această revelație, această carte a primit-o, bineînțeles în forma ei, să zicem subtil, astăzi am spune virtuală, a primit-o de la Arhanghelul Gavril, cel care a revelat Coranul, cel care a adus, cum bine se știe, buna vestire Maicii Domnului și așa mai departe, Arhanghelul Gavril. El a dat-o și a spus că este pentru toți oamenii. Deci este un tratat care, sau un text care nu se referă exclusiv la musulmani. Se referă la întreaga tradiție abrahamică, în primul rând, și după aceea la toate tradițiile care au sau circumstanțiat din tradiția primordială. Asta este deschiderea. Asta înseamnă că avem de-a face cu un text al cărui caracter universal este maxim. Ceea ce înseamnă că e greu de crezut și cere iertare dacă cineva, mă rog, se simte cât de cât lezat în punct de vedere intelectual. Am mari dubii că cineva ar putea înțelege creștinismul de la un capăt la celălalt și ceea ce are el esențial, dacă n-ar trece măcar o dată prin această carte. Pentru că profeții sunt aceiași, diferența este minimă. Este vorba de doar 2-3 profeți care sunt specifici islamului. În rest este vorba de profeții pe care cunoaștem din textul biblic. Pe lângă asta, cei care nu sunt profeți în textul biblic în mod explicit, aici apar sub denumirea de profeți. Evident că veți găsi detalii în introducere și explicațiile respective. Personalitatea lui Ibn Arabi este uriașă. Este imposibil de prezentat, nu în câteva cuvinte, nici în câteva zeci de volume. De ce? Pentru că această mijlocire pe care el a instrumentat-o, dacă vreți, între Dumnezeu și oameni și formele particulare ale tradiției, respectiv tradițiile respective, că ele sunt religioase sau metafizice, este o operă capitală din acest punct de vedere și mai trebuie spus, sigur, dincolo de impactul creștin pe care îl are o asemenea carte în spiritualitatea modernă, mai trebuie spuse câteva lucruri despre cei care au tradus textele lui Ibn Arabi. Cel care a reluat
Imn Arabia a trecut din secolul XIII până în epoca modernă prin mai multe perioade. O perioadă foarte lungă de tăcere. Și o perioadă lungă de tăcere este explicabilă, în primul rând, dacă citim textul, prin gravitatea și altitudinea cu totul excepțională a scrierilor. Se știe foarte bine că mari spirituale au avut probleme la fel de mari cu autoritățile religioase ale timpului. Pentru creștin e suficient să-l amintim pe Maestr Eckhart, care cu siguranță că atinge poate cea mai înaltă cotă de puritate metafizică. Sigur că mai sunt și alții autori cu totul deosebit și care merg pe aceeași linie. Evident, sunt Maxim Mărturisitorul, este Dionis Areopagitul. Evident că mai sunt. Da, mă referam numai la părinții bisericii, la scriitorii bisericești. Reluarea studiilor acvariene începe în secolul XIX cu emirul Algeriei, Abdelkader al-Jazairi. A fost continuat într-un mod absolut excepțional după apariția lui Guénon, a operei lui Guénon, de cel care a mers pe linia guénoniană în cel mai pur mod, în cel mai corect mod, și anume Mihail Vulsan. De acolo s-a format, din școala lui Vulsan, s-au format cei mai importanți traducători ai operei lui Ibn Arabi, și anume Charles-André Gillis, avem cărți, avem o carte, cel puțin o carte a dânsului la editura Herald, nu? Maurice Gloton, Michel Chodkiewicz, au fost direct legați de din punct de vedere spiritual de Mihail Vulsan. Au mai tradus și Stefan Ruspoli, au mai tradus și Roger de la Triere, Titus Burkhardt. Acum, tot în sensul studiilor acvariene sau perspective acvariene, Max Giraud ne pregătește o traducere integrală, au apărut 4 mici volume deocamdată, din cartea monumentală a emirului Abdelkader al-Jazairi, Cartea Stațiunilor, Cartea Opririlor, mai bine spus, Kitab al-Mawqif. Nu am putea avea acces la un asemenea text spiritual fără o lectură Guénon. Iar din punctul acesta de vedere pot să spun că editura Herald și-a făcut datoria, în sensul că există o colecție, Filosofia Perennis, care pune la dispoziție întotdeauna cheile pătrunderii în asemenea texte. În același timp, dincolo de opera lui Guénon sau dincoace de opera lui Guénon, mai avem un maestru care ne deschide o poartă către o asemenea altitudine spirituală. Este vorba de Vasile Lovinescu. Sigur, ei toți au fost în legătură cu René Guénon. Este dificil să începi un asemenea text dacă nu ai avea o traducere, aș spune eu, foarte, foarte bine dozată și adaptată la nevoile intelectualității europene, cum este traducerea lui Burkhardt, cea pe care o propunem noi acum. Este o traducere operativă. Există o traducere integrală, eu am terminat-o acum câtva timp, sper că într-o vreme mai bună, când și editura va avea posibilități să putem să o publicăm toată cu comentariile lui Charles-André Gillis, dar o asemenea traducere impune o pregătire, o perioadă prealabilă de pregătire, ceva mai laborioasă. Însă traducerea lui Burkhardt are niște calități cu totul excepționale, tocmai prin faptul că devine accesibil textul lui Ibn Arabi pentru intelectualul european. Diferențele sunt uriașe. Vă rog să credeți că dacă a scris Orient și Occident, Guénon, era vorba de două planete diferite, nu era vorba de două lumi. Deci este necesară o
acomodare, în primul rând, cu liniile mari ale gândirii metafizice și după aceea, sigur că încet, încet se poate apropia și de text. Felul cum este văzut, de exemplu, Domnul Iisus în această carte, în acest tratat, este continui să cred în continuare, este absolut surprinzător pentru creștin. Dacă îmi permiteți, aș lua numai două scurte citate. Nu este chiar textul lui Ibn Arabi, pentru că ar fi foarte greu de deșifrat, dar este comentariul făcut de Charles André Gillis la această carte excepțională. Citez. Natura excepțională a lui Iisus ține de faptul că ea este atașată direct la esența divină, fără intermedierea unui nume particular. Ființa sa manifestă încă de la origine această teofanie esențială pe care Mihai Vâlsan o descria ca realizarea aspectului suprem al omului universal. Ce este omul universal la Ibn Arabi? Este forma după care Dumnezeu l-a creat pe om. Sigur, când spui forma lui Dumnezeu, cineva care nu are exercițiu unei gândiri metafizice sau unei perspective metafizice este prea foarte ciudat. Cum să aibă Dumnezeu formă? Nu este forma de această formă pe care El a format-o, sau mai bine spus, a informat-o și care este omul universal. Un alt pasaj. Se referă la un pasaj special. Acest pasaj privește ființa hristică conform doctrinei celor trei luni. Forma sa corporală se raportează la Maria. Forma sa subtilă se raportează la Arhanghelul Gabriel, ca cel care a luat forma sensibilă al unui binefăcut. Și forma sa spirituală la Spiritul lui Dumnezeu. Este vorba de un comentariu sufi la o carte spirituală a islamului, o carte esențială a islamului, și acesta este Domnul Iisus. Nu este singurul, să-i spunem, personaj creștin. Maria, Sfânta Fecioară, Sfânta Maică, este singurul nume feminin din Coran. Și beneficiază, ca să spun așa, iertați exprimarea profană, de o surată, adică de un capitol din celor 114, de capitolul 19. Ceea ce se spune despre Sfânt, ceea ce știm din creștinism despre Sfânta Fecioară, se spune exact același lucru și în Islam. Ea este mama fecioară, mama care rămâne fecioară. Puritatea ei este cea care traduce pentru noi caracterul absolut al lui Dumnezeu. Mariologia catolică nu cred că are o traducere mai exactă într-o altă tradiție cum este cea islamică. Sfânta Fecioară are un rol cu totul excepțional. Un alt personaj, să zicem așa, Sfântul Ioan Botezătorul, în afară de faptul că și în momentul de față, dar aproape de 1500 de ani, este capul lui, este obiect al unui pelerinaj continuu 24 de ore din 24 de ore. Pentru musulman, nu pentru creștin. El ocupă un loc cu totul excepțional, Sfântul Ioan Botezătorul. Și ocupă un loc excepțional, mai mult decât atât. În Coran se spune despre el că este primul om care a purtat acest nume. Evident că trebuie înțeles cum trebuie. Și anume, faptul că numele lui este legat de viață. Este aspectul de reînviere spirituală pe care el îl oficiază, Sfântul Ioan, și asta și din creștinism, prin botezul Domnului Iisus. Deci, vedeți că sunt legături esențiale între doctrina sufită, să spunem noi, și creștinism. Știu că, în general, creștinii spun, creștinii, mă rog, cei care formulează doctrina creștină, afirmă mereu că nu există ezoterism în creștinism. Eu n-aș face decât să repet ceea ce spunea René Guénon. O religie, o tradiție care nu mai are partea ei esențială, sâmburele ei de adevăr absolut, e o formă fără fond.
Ori și eu și cred că și dumneavoastră refuzăm să credem că a ajuns creștinismul o formă fără fond. Unde trebuie găsit o asemenea altitudine metafizică în Sfânta Scriptură, nu în scrierile părinților, ci în Sfânta Scriptură, este Evanghelia Sfântului Ioan. Cine o citește cu mare atenție își dă seama că perspectiva, poarta aceasta spirituală specială spre adevărul absolut, este accesibilă. Acum, măsura în care putem să pătrundem prin ea ține de fiecare din noi. În ceea ce privește pe Halil Gibran, sigur, nu este un text spiritual în sensul strict al cuvântului, dar este o literatură de natură spirituală, reușește să sensibilizeze zone care, dacă suntem sinceri, s-au opacizate mult pentru noi, de vreo două secole, cam de la Revoluția franceză încoace. Reușește să facă lucrul ăsta. Chiar dacă el și-a părăsit mediul islamic în care s-a născut, mediul islamic și creștin, nu? În care s-a născut, anume știm bine că a plecat în America la 11 ani, sufletul lui a rămas atașat și e ceva care nu se pierde întotdeauna, nu? Care este nenăscut, cum spune Meister Eckhart, și care sigur că nici nu poate fi schimbat după circumstanțele prin care trece persoana respectivă. Este o carte sensibilă, este o carte care chiar cei care avem preocupări, să spunem, de natură strict spirituală și ezoterică, este o carte care ne reantrenează sensibilitatea într-o zonă pe care de multe ori uităm sau poate, eu știu, din, dacă nu din neatenție, dintr-un fel de fals orgol, începem să o ocolim, considerând-o că e vorba doar de un simplu sentimentalism. Nu este vorba de așa ceva. Sigur că sentimentul are locul lui, așa cum iubirea alături de cunoaștere are rolul ei. Îi mulțumim domnului Teodoru Ghiondea. Bineînțeles că vom mai reveni și cu alte întrebări, pentru că dânsul este un vorbitor excepțional. Aș vrea să-l întreb pe Mihai Cernădescu ce aduc ca noutate cele două titluri publicate recent în colecția Înțelepciunea Inimii, Darul Iubirii de Halil Gibran și Cartea Înțelepciunii de Ibn Arabi. În această colecție, în colecția Înțelepciunea Inimii de la editura Herald. Bună ziua! Numele meu este Mihai Cernădescu. Vreau să vă spun că sufismul, cum l-a prezentat foarte bine domnul profesor, spus foarte simplu, este diferența din interiorul religiei. Astfel încât ideologia sufită îl îndeamnă pe om să se apropie de Dumnezeu prin iubire și nu prin dogma, așa cum o spune biserica. Referitor la întrebarea dumneavoastră, aceste două cărți vă arată un mesaj foarte limpede, deci practic Halil Gibran prin el a renăscut literatura filosofică a secolului 20 în Orientul Mijlociu și este una dintre temeliile pe care se bazează această ideologie. Fără ea nu prea putem vorbi despre toată ideologia sufită. Eu nu sunt un specialist pe acest domeniu și vreau să vă vorbesc despre altceva, chiar și neîntrebat. Această carte, Peripețiile lui Nasreddin Hoxha, cu scuzele de rigoare, este strânsă de folclorul persan. Am strâns aproximativ 1800-1000 de mici povestioare, le-am tradus din limba persană, le-am adaptat, am adus foarte multe note de subsol necesare cititorului român pentru a putea înțelege textul și în sprijinul editurii Herald a apărut acest volum. Este o fereastră deschisă către cultura persană milenară, enorm de bogată, atât ca adâncime cât și ca mărime, și este, să zic așa,
așa starea omului. Unele sunt vesele, altele sunt triste, altele te pun pe gânduri, altele îți oferă un răspuns la care nu te-ai fi așteptat, dar era atât de evident încă de la început. Și cu voia dumneavoastră o să vă citesc una, două mici povestioare ca scurtă prezentare. Într-o zi a murit un om bogat. Când îl duceau la groapă, s-a alăturat și Nastradin Hodgea convoiul de îngropăciune și a început să plângă și să gelească în gura mare de a-i acoperea pe toți. Una dintre rudele mortului l-a întrebat: onorabile, ce rude erați cu defunctul? Supărat și plâns, Hodgea i-a răspuns: nu sunt deloc rudă cu defunctul, de aia și sunt atât de supărat. Stimate hoț, așa am tradus eu titlul. Într-o noapte, un hoț a intrat în casa lui Nastradin Hodgea și a început să caute pe întuneric, pe bâșbuite, ceva de furat. Hodgea l-a auzit, s-a ridicat din pat, l-a văzut și i-a spus: stimate hoț, Dumnezeu mi-e martor pentru ce-ți spun acum. Ce cauți tu acum pe întuneric? Eu caut ziua în amiaza mare, pe lumină, și tot nu găsesc. Zâmbetul dumneavoastră, am ales două, trei, să zic așa, mai vesele. Altele v-am spus, sunt mai triste, pentru că nu putem totuși râde, din păcate, în fiecare zi. Nunta vecinului. Acasă la Nastradin Hodgea a venit un bărbat și a spus: se pare că vecinul tău face pregătiri de nuntă. Hodgea a răspuns: și ce treabă am eu cu asta? Bărbatul a continuat: am auzit că vrea să-ți aducă o tavă plină cu prăjituri. Hodgea a răspuns în continuare: aha, și ce treabă ai tu cu asta? Ultima, mulțumindu-mă pentru atenție. Sculatul de vreme. Într-o zi, pe când Nastradin era copil, tatăl său i-a spus: măi băiete, ar trebui să te scoli mai devreme. De ce mai devreme, tată? Pentru că este un obicei sănătos. Uite, odată, când m-am trezit de vreme, am găsit pe drum o pungă cu bani de aur. Da, dar poate că o pierduse cineva în ajun, i-a răspuns Nastradin. Nici vorbă, i-a răspuns tatăl. În ajun, punga nu era acolo. Aș fi văzut-o când veneam seara spre casă. Atunci, i-a zis Nastradin, cel care și-a pierdut banii s-a sculat chiar mai devreme decât tine. Așadar, este limpede că trezitul dimineața de vreme nu este bun pentru toți oamenii. Vă mulțumesc! Îi mulțumim lui Mihai Cernătescu. Să mai spunem o dată faptul că peripețiile lui Nastradin Hodgea, această carte în colecția Înțelepciunea Inimii, a fost tradusă de Mihai Cernătescu. El mi-a citit cumva gândurile, pentru că aveam și eu pregătite vreo două, trei, hai să le spunem, snoave, anecdote. O să vă mai rețin cu una singură, ca să vedeți câtă înțelepciune și cât tumor avea Nastradin Hodgea. Mi-a atras atenția una: rugăciune fără efect. Unul dintre vecini a venit la Nastradin Hodgea și i-a spus: fata mea se poartă urât și se ceartă cu mine din orice. Hodge, scrie-mi o rugăciune pentru ea, să fie iar cu minte. Hodgea i-a răspuns: de acum eu sunt un om bătrân și rugăciunea mea nu mai are putere la ea. Trebuie dusă la un tânăr de 25 de ani ca să o facă bine. Deci, peripețiile lui Nastradin Hodgea, o carte excepțională pe care mulți o cunoaștem din copilăria noastră, textele adunate de Anton Pan, dacă nu mă înșel, pe la 1857 sau 1858, Năzdrăvăniile lui Nastradin Hodgea se numea. Acum, mulțumindu-i lui Mihai pentru că peripețiile lui Nastradin Hodgea face parte, cum v-am spus la începutul discuției noastre, din colecția Înțelepciunea Inimii, alături de alte titluri precum Oceanul Sufletului al poetului persan Rumi, Omar Khayyam Catrene, Caravana Vieții, și cele două titluri prezentate astăzi. Aș vrea să-l întreb pe colegul meu, Mihai Liță, coordonatorul colecției. Ce ne poți spune, Mihai, despre colecția Înțelepciunea Inimii și semnificația ei? Pe
bună seara! Felicitări să fie bună școala ardeleană! Primarii noștri, primarul nostru a hotărât că se blochează traseul pentru defilare și m-am trezit pe la aeroportul Băneasa. Nu sunteți singur. Probabil că nu sunt singur, chiar am adus o domnișoară pe care nu o cunosc în taxi ca să vină. Am încheiat paranteza. Despre colecția Înțelepciunea Inimii, vreau să vă spun că ea conține acum și va conține și în continuare o categorie destul de rară a literaturii, care este poemul de suflet, poemul mistic. Nu este singura, cartea lui Ibn Arabi nu este propriu-zis un poem. În tradiția sufită există un termen care se referă la urtul inimii, Ain al-Kalb, care vorbește despre, desemnează această formă perfectă a ființei umane și totodată locul în care ea se întâlnește cu cel prea iubit. Poemul mistic în sufism are această, este desemnat acestui scop de a realiza o legătură, o deschidere cât mai mare către acest cel prea iubit care este în tradiția islamică Allah, adică Dumnezeu. Și urmărim în această colecție să publicăm texte ale unor ființe sporite spiritual, care din această tradiție, care trezesc prin poezie și nu numai și prin lucrările lor, acest ochi al inimii. Deci aceasta e pe scurt scopul, acesta este scopul acestei colecții și vom persevera, vom reedita și alalci, probabil și așa mai departe. Vom dezvolta. Aș vrea să te mai întreb, care este motivația noastră, editurii Herald, de a publica acest gen de opere care trezesc inima spirituală și dacă ne poți dezvolta puțin acest concept de inimă spirituală în tradițiile lumii. Herald s-a ocupat, se ocupă și probabil se va ocupa tot timpul de această și de această trezire a inimii. Chiar și lucrările editurii care nu par să aibă o legătură directă cu acest subiect sunt destinate să fie pași către această regăsire a interiorului, regăsirea de sine. În ce primește colecția respectivă, ea este dacă se referă punctual la acest aspect. Tradiția lumii, conceptul de inimă spirituală este foarte, foarte frecvent. Îl întâlnim pentru că am plecat de la tradiția sufită în sufism, îl întâlnim și în tradiția noastră isicastă. Este perfect izomorf. Aș semnala, fiindcă a venit vorba, un studiu foarte frumos, de fapt un seminar care a avut loc între sufiți și isicaști, care a fost adunat sub paginile unei cărți de profesorul Putzinger și sper să reușim și să publicăm cândva și acest studiu, pentru că este un exemplu de toleranță și de căutare a ceea ce ne unește, nu a ceea ce ne despadă, adică exact acest glas al inimii. De asemenea, conceptul de inimă este foarte cunoscut în tradiția indiană, în sanscrită se numește Hridaya, în tradiția, de exemplu, a șivaismului din Kashmir este foarte răspândit, este asociat cu sinele, cu centrul ființei, pentru că inima, sau inima duhovnicească, cum se numește în isicas, nu se referă la organul fizic, ci la acest centru esențial, ceea ce noi suntem, de fapt, dincolo de toate aparențele noastre. Și în încheiere, ca să-i răspund domnului profesor care vorbea despre acea formă în trei trepte, fără să vreau, nu pregătisem asta dinainte, am făcut legătura cu cele trei corpuri ale lui Buddha, care sunt, practic, au descriu exact aceeași structură, un corp fizic, adică o întrupare a unui sfânt, să zicem, un corp subtil, să zicem, și un corp spiritual. Cele trei corpuri ale lui Buddha sunt perfect izomorfe cu ceea ce domnul profesor spunea și dacă vreau să mai adaug ceva despre acest izomorfism, va interesa. Înainte să-i dau cuvântul domnului Teodoru Ghiontea să vină
legătură cu afirmația dânsului referitor la ceea ce a spus colegul meu, Mihai Liță. Am să vin și cu următoarea întrebare pentru domnul Teodoru Ghiondea, întrebare cu care vom încheia evenimentul nostru din această după-amiază. Khalil Gibran a fost un poet, filozof, prozator și eseist libanez. De ce este Darul Iubirii o carte a devenirii și o carte de înțelepciune? Și acum îi răspundeți lui Mihai. Da, în primul rând ar trebui să adaug ceva cu voia dumneavoastră. Apropo de ochiul inimii, dar în alt calp, este ceea ce leagă poate cel mai mult și cel mai precis aspectul interior, cel sufit, de exact ceea ce spuneam înainte referitor la Domnul Iisus. Domnul Iisus de două sau de trei ori face acest îndemn. Înțelegeți cu ochii inimii. Înțelegeți cu ochiul inimii. Folosește și forma singulară și plurală. Deci este un motiv în plus. Nu este singurul lucru. Limbajul Evangheliei Sfântului Ioan este un limbaj, cum spuneam, prin excelență spiritual și l-am putea numi fără niciun fel de teamă ezoteric. Avem, apropo de această cuprindere universală a tradițiilor, avem o formulare absolut de excepție pe care cei care sunt pasionați de scrierile hinduse îl recunosc imediat. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Este vorba de teozii sau despre ceea ce se numește moksha în hinduism. Eu personal nu am absolut niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere, dacă mai sunt, mă rog, congenerii mei care consideră că mai există vreun dubiu, mă rog, cred că ar trebui să se lămurească. Deci nu avem, din punctul acesta de vedere, niciun fel de obstacol în a înțelege lucrurile și în partea creștină și în partea islamului, pe aceeași atitudine. Acum, sigur, spuneam că prima calitate a scrierului Gibran, Khalil Gibran, este aceea de a sensibiliza ceea ce s-a compactat în noi. Spuneam, de la Revoluția franceză în pace, avem cam multe revoluții care ne-au marcat într-un mod mai degrabă sinistru decât eliberator, pentru că orice mișcare violentă nu poate să nască decât violență. Știm asta, vedem, cea mai gravă violență este cea care încearcă să se instituie în domeniul spiritului. El apare într-o Khalil Gibran apare într-o zonă extrem de frământată, cum știți foarte bine. Este poate o voce care ar trebui să sensibilizeze, măcar pentru început, foarte multă lume care este interesată de această istorie din Orientul Apropiat. Istoria contemporană, Orientul Apropiat, nu este o istorie. Este ceea ce numeau cei vechi o istorie. Adică deja începe să fie o poveste care are alte înțelesuri decât cele pe care noi le știm. Cred că nu ne gândim suficient la ele, cu destulă maturitate, și nu ne lăsăm pătrunși de această sensibilitate de care vorbeam mai înainte, cea lui Khalil Gibran. Repet, nu este un text spiritual, dar este o literatură care duce spre spiritual. Asta în funcție de capacitatea celui care citește. În ceea ce privește devenirea, este un termen bizar pentru o perspectivă metafizică. De ce? Pentru că, pe de-o parte, presupune că ne putem detașa într-o perspectivă apropiată de ceea ce se numește manifestarea universală sau istoria pe care o trăim, pe de altă parte, să nu părăsim niciodată domeniul principiilor. Ori sensibilitatea nu cred că prezintă pericolul acesta al dedublării sau al confuziei.
sunt câteva lucruri prin care, pe care și la Halil Gibran le putem decela, le putem identifica, și anume felul cum mileniul ăsta care a început de curând va fi poate cel mai încercat dintre toate. Și asta pentru că există o subversiune, fără să o personalizez în niciun fel. Există o subversiune, să o luăm în sine, care este calată pe câteva lucruri extrem de importante. Prima subversiune, informație. Cea mai sensibilă, pentru că atinge direct adevărul. A doua pe care mi-aș venit-o să o amintesc este cea a libertății. Pentru că a învăța să fii liber, cred că este un echivalent modern pentru înțelepciunea înțeleasă de Platon. A învăța să mori. Toată viața noastră este o moarte amânată. De când suntem concepuți, nu? Începe să se deruleze invers parcursul vieții noastre. Și atunci a învăța și a tinde spre înțelepciune înseamnă să înveți să termini așa cum se cuvine, cu minte, cuvântul spune multe, cu minte existența. Și evident că toți murim, dar nu este lipsit de importanță cum se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că moartea care ne desparte de ceea ce am trăit, prin ea putem ajunge în două lucruri distincte, în două locuri distincte. Sau dincoace de ea, și atunci o să rămânem cu aceleași lanțuri pe care le avem și ni le creăm zi de zi, sau dincolo de ea, și atunci există o răsplată care ne depășește imaginația. Dar trebuie să avem încredere. Încrederea este un alt punct slab al nostru. Lipsa de încredere pe care o avem unul în celălalt. Nu mă refer aici din punct de vedere social sau politic, din punct de vedere spiritual. Ne lipsește încrederea pentru că nu mai putem să facem echipă nici măcar cu noi înșine. Ceea ce este un lucru grav. De asta, eu cred că Halil Gibran ne ajută să trecem peste așa ceva. Până să ajungem la înțelepciunea eternă a lui Dumnezeu prin Ibn Arabi, sunt niște pași, sunt niște perioade, niște faze, prin care nu e bine să considerăm că am trecut definitiv și că nu ne mai putem întoarce la el. Întotdeauna trebuie să ne întoarcem, pentru că de fiecare reușește să sensibilizeze zone care, dacă suntem sinceri, s-au opacizate mult pentru noi, de vreo două secole, cam de la Revoluția franceză încoace. Reușește să facă lucrul ăsta. Chiar dacă el și-a părăsit mediul islamic în care s-a născut, mediul islamic și creștin, nu? În care s-a născut, anume știm bine că a plecat în America la 11 ani, sufletul lui a rămas atașat și e ceva care nu se pierde întotdeauna, nu? Care este nenăscut, cum spune Meister Eckhart, și care sigur că nici nu poate fi schimbat după circumstanțele prin care trece persoana respectivă. Este o carte sensibilă, este o carte care chiar cei care avem preocupări, să spunem, de natură strict spirituală și ezoterică, este o carte care ne reantrenează sensibilitatea într-o zonă pe care de multe ori uităm, sau poate, eu știu, din, dacă nu din neatenție, dintr-un fel de fals orgoliu, începem să o ocolim, considerând-o că e vorba doar de un simplu sentimentalism. Nu este vorba de așa ceva. Sigur că sentimentul are locul lui, așa cum iubirea alături de cunoaștere are rolul ei. Îi mulțumim domnului Teodoru Ghiondea. Bineînțeles că vom mai reveni și cu alte întrebări, pentru că dânsul este un vorbitor excepțional. Aș vrea să-l întreb pe Mihai Cernădescu ce aduc ca noutate cele două titluri publicate recent în colecția Înțelepciunea Inimii, Darul Iubirii de Halil Gibran și Cartea Înțelepciunii de Ibn Arabi.
în această colecție, în colecția Înțelepciunea Inimii de la editura Herald? Bună ziua! Numele meu este Mihai Cernavescu. Vreau să vă spun că sufismul, cum l-a prezentat foarte bine domnul profesor, spus foarte simplu, este diferența din interiorul religiei. Astfel încât ideologia sufită îl îndeamnă pe om să se apropie de Dumnezeu prin iubire și nu prin dogma, așa cum o spune biserica. Referitor la întrebarea dumneavoastră, aceste două cărți vă arată un mesaj foarte limpede, deci practic Khalil Gibran prin el a renăscut literatura filosofică a secolului 20 în Orientul Mijlociu și este una dintre temeliile pe care se bazează această ideologie. Fără ea nu prea putem vorbi despre toată ideologia sufită. Eu nu sunt un specialist pe acest domeniu și vreau să vă vorbesc despre altceva, chiar și neîntrebat. Această carte, Peripețiile lui Nasreddin Hoxha, cu scuzele de rigoare, este strânsă de mine folclorul persan. Am strâns aproximativ 1800-1000 de mici povestioare, le-am tradus din limba persană, le-am adaptat, am adus foarte multe note de subsol necesare cititorului român pentru a putea înțelege textul și în sprijinul editurii Herald a apărut acest volum. Este o fereastră deschisă către cultura persană milenară, enorm de bogată, atât ca adâncime cât și ca mărime și este, să zic așa, starea omului. Unele sunt vesele, altele sunt triste, altele te pun pe gânduri, altele îți oferă un răspuns la care nu te-ai fi așteptat, dar era atât de evident încă de la început. Și cu voia dumneavoastră o să vă citesc una, două mici povestioare ca scurtă prezentare. Într-o zi a murit un om bogat. Când îl duceau la groapă, s-a alăturat și Nasreddin Hoxha convoiul de îngropăciune și a început să plângă și să gelească în gura mare de a-i acoperea pe toți. Una dintre rudele mortului l-a întrebat: onorabile, ce rude erați cu defunctul? Supărat și plâns, Hoxha i-a răspuns: nu sunt deloc rudă cu defunctul, de aia și sunt atât de supărat. Stimate hoț, așa am tradus eu titlul. Într-o noapte, un hoț a intrat în casa lui Nasreddin Hoxha și a început să caute pe întuneric, pe vâșbuite, ceva de furat. Hoxha l-a auzit, s-a ridicat din pat, l-a văzut și i-a spus: stimate hoț, Dumnezeu mi-e martor pentru ce-ți spun acum. Ce cauți tu acum pe întuneric? Eu caut ziua în amiaza mare, pe lumină, și tot nu găsesc. Pentru zâmbetul dumneavoastră am ales două, trei, să zic așa, mai vesele. Altele v-am spus, sunt mai triste, pentru că nu putem totuși râde, din păcate, în fiecare zi. Nunta vecinului. Acasă la Nasreddin Hoxha a venit un bărbat și i-a spus: se pare că vecinul tău face pregătiri de nuntă. Hoxha i-a răspuns: și ce treabă am eu cu asta? Bărbatul a continuat: am auzit că vrea să-ți aduc o tavlă, o tavă plină cu prăjituri. Hoxha i-a răspuns în continuare: aha, și ce treabă ai tu cu asta? Ultima, mulțumindu-mă pentru atenție. Sculatul de vreme. Într-o zi, pe când Nasreddin era copil, tatăl său i-a spus: măi băiete, ar trebui să te scoli mai devreme. De ce mai devreme, tată? Pentru că este un obicei sănătos. Uite, odată, când m-am trezit de vreme, am găsit pe drum o pungă cu bani de aur. Da, dar poate că o pierduse cineva în ajun, i-a răspuns Nasreddin. Nici vorbă, i-a răspuns tatăl. În ajun, punga nu era acolo. Aș fi văzut-o când veneam seara spre casă. Atunci i-a zis Nasreddin: cel care și-a pierdut banii s-a sculat chiar mai devreme decât tine. Așadar, este limpede că trezitul dimineața de vreme nu este bun pentru toți oamenii. Vă mulțumesc! Îi mulțumim lui Mihai Cernătescu. Să mai spunem o dată faptul că peripețirea lui Nasreddin Hoxha, această carte în colecția Înțelepciunea Inimii, a fost tradusă de Mihai Cernătescu. El mi-a citit cumva gândurile, pentru că aveam și eu pregătite vreo două, trei, hai să spunem, snoave, anecdote. O să vă mai rețin cu una singură, ca
să vedeți cât, câtă înțelepciune și cât tumor avea Nasrattin Hoxha. Mi-a atras atenția una rugăciune fără efect. Unul dintre vecini a venit la Nasrattin Hoxha și a spus: fata mea se poartă urât și se ceartă cu mine din orice. Hoxha, scrie-mi o rugăciune pentru ea, să fie iar cu minte. Hoxha i-a răspuns: de acum eu sunt un om bătrân și rugăciunea mea nu mai are putere la ea. Trebuie dusă la un tânăr de 25 de ani ca să o facă bine. Deci, peripețiile lui Nasrattin Hoxha, o carte excepțională pe care mulți o cunoaștem din copilăria noastră, textele adunate de Anton Pan, dacă nu mă înșel, pe la 1857 sau 1858, Năzdrăvăniile lui Nasrattin Hoxha se numea. Acum, mulțumindu-i lui Mihai pentru că peripețiile lui Nasrattin Hoxha face parte, cum v-am spus la începutul discuției noastre, din colecția Înțelepciunea Inimii, alături de alte titluri precum Oceanul Sufletului al poetului persan Rumi, Omar Khayyam Catrene, Caravana Vieții, și cele două titluri prezentate astăzi. Aș vrea să-l întreb pe colegul meu, Mihai Liță, coordonatorul colecției. Ce ne poți spune, Mihai, despre colecția Înțelepciunea Inimii și semnificația ei? Bună seara! Felicitări să fie primarul nostru a hotărât că se blochează traseul pentru defilare și m-am trezit pe la aeroportul Băneasa. Nu sunt singur. Probabil că nu sunt singur. Chiar am adus o domnișoară pe care nu o cunosc în taxi ca să vină. Am încheiat paranteza. Despre colecția Înțelepciunea Inimii, vreau să vă spun că ea conține acum și va conține și în continuare o categorie destul de rară a literaturii, care este poemul de suflet, poemul mistic. Nu este singura, cartea lui Ibn Arabi nu este propriu-zis un poem. În tradiția sufită există un termen care se referă la ochiul inimii, Ayn al-Qalb, care vorbește despre, desemnează această formă perfectă a ființei umane și totodată locul în care ea se întâlnește cu cel prea iubit. Poemul mistic în sufism are această, este desemnat acestui scop de a realiza o legătură, o deschidere cât mai mare către acest cel prea iubit, care este în tradiția islamică Allah, adică Dumnezeu. Și urmărim în această colecție să publicăm texte ale unor ființe sporite spiritual, care din această tradiție, care trezesc prin poezie și nu numai, și prin lucrările lor, acest ochi al inimii. Deci aceasta e pe scurt scopul, acesta este scopul acestei colecții și vom persevera, vom reedita și alalci, probabil, și așa mai departe. Aș vrea să te mai întreb care este motivația noastră, editurii Herald, de a publica acest gen de opere care trezesc inima spirituală și dacă ne poți dezvolta puțin acest concept de inimă spirituală în tradițiile lumii. Herald se ocupă și probabil se va ocupa tot timpul de această și de această trezire a inimii. Chiar și lucrările editurii care nu par să aibă o legătură directă cu acest subiect sunt destinate să fie pași către această regăsire a interiorului, regăsire de sine. În ce primește colecția respectivă, ea este clar că se referă punctual la acest aspect. Tradiția lumii, conceptul de inimă spirituală este foarte, foarte frecvent. Îl întâlnim, pentru că am plecat de la tradiția sufită în sufism, îl întâlnim și în tradiția noastră isicastă. Este perfect izomorf. Aș semnala, fiindcă a venit vorba, un studiu foarte
foarte frumos, de fapt un seminar care a avut loc între sufiți și sihaști, care a fost adunat sub paginile unei cărți de profesorul Putzinger și sper să reușim și să publicăm cândva și acest studiu, pentru că este un exemplu de toleranță și de căutare a ceea ce ne unește, nu a ceea ce ne despartă, adică exact acest glas al inimii. De asemenea, conceptul de inimă este foarte cunoscut în tradiția indiană, în sanscrită se numește Hridaya, în tradiția, de exemplu, a șivaismului din Kashmir, este foarte răspândit, este asociat cu sinele, cu centrul ființei, pentru că inima, sau inima duhovnicească, cum se numește în Sikas, nu se referă la organul fizic, ci la acest centru esențial, ceea ce noi suntem, de fapt, dincolo de toate aparențele noastre. Și în încheiere, ca să-i răspundă unui profesor care vorbea despre acea formă în trei trepte, fără să vreau, nu pregătisem asta dinainte, am făcut legătura cu cele trei corpuri ale lui Buddha, care sunt, practic, au descriu exact aceeași structură, un corp fizic, adică o întrupare a unei sfânt, să zicem, un corp subtil, să zicem, și un corp spiritual. Cele trei corpuri ale lui Buddha sunt perfect izomorfe cu ceea ce domnul profesor spunea și dacă dânsul vrea să mai adauge ceva despre acest izomorfism, va interesa să spun. Înainte să-i dau cuvântul domnului Teodoru Ghiondea să vină cu afirmația dânsului referitor la ceea ce a spus colegul meu, Mihai Liță, am să vin și cu următoarea întrebare pentru domnul Teodoru Ghiondea, întrebare cu care vom încheia evenimentul nostru din această după-amiază. Khalil Gibran a fost un poet, filozof, prozator și eseist libanez. De ce este Darul Iubirii o carte a devenirii și o carte de înțelepciune? Și acum îi răspundeți lui Mihai. Da, în primul rând ar trebui să adaug ceva cu voia dumneavoastră. Apropo de ochiul inimii, dar în alt cal, este ceea ce leagă poate cel mai mult și cel mai precis aspectul interior, cel sufit, de exact ceea ce spuneam înainte referitor la Domnul Iisus. Domnul Iisus de două sau de trei ori face acest îndemn. Înțelegeți cu ochii inimii. Înțelegeți cu ochiul inimii. Folosește și forma singulară și plurală. Deci este un motiv în plus. Nu este singurul lucru. Limbajul Evangheliei Sfântului Ioan este un limbaj, cum spuneam, prin excelență spiritual și l-am putea numi fără niciun fel de teamă esoteric. Avem, apropo de această cuprindere universală a tradițiilor, avem o formulare absolut de excepție pe care cei care sunt pasionați de scrierile hinduse îl recunosc imediat. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Este vorba de teozii sau despre ceea ce se numește moksha în hinduism. Eu personal nu am absolut niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere, dacă mai sunt, mă rog, congeneri mei care consideră că mai există vreun dubiu, mă rog, cred că ar trebui să se lămurească. Deci nu avem, din punctul acesta de vedere, niciun fel de obstacol în a înțelege lucrurile și în partea creștină și în partea islamului, la aceeași atitudine. Acum, sigur, spuneam că prima calitate a scrierului Gibran, Khalil Gibran, este aceea de a sensibiliza ceea ce s-a compactat în noi. Spuneam de la Revoluția franceză în pace, avem cam multe revoluții care ne-au marcat într-un mod mai degrabă sinistru decât eliberator, pentru că orice mișcare violentă nu poate să nască decât violență. Știm asta, vedem, cea mai gravă violență este cea care încearcă să se instituie în domeniul spiritului. El apare într-o Khalil Gibran apare într-o
zonă extrem de frământată, cum știți foarte bine. Este poate o voce care ar trebui să sensibilizeze, măcar pentru început, foarte multă lume care este interesată de această istorie din Orientul Apropiat. Istoria contemporană, Orientul Apropiat, nu este o istorie. Este ceea ce numeau cei vechi o istorie. Adică deja începe să fie o poveste care are alte înțelesuri decât cele pe care noi le știm. Cred că nu ne gândim suficient la ele, cu destulă maturitate, și nu ne lăsăm pătrunși de această sensibilitate de care vorbeam mai înainte, cea lui Khalil Gibran. Repet, nu este un text spiritual, dar este o literatură care duce spre spiritual. Asta în funcție de capacitatea celui care citește. În ceea ce privește devenirea, este un termen bizar pentru o perspectivă metafizică. De ce? Pentru că, pe de-o parte, presupune că ne putem detașa într-o perspectivă apropiată de ceea ce se numește manifestarea universală sau istoria pe care o trăim, pe de altă parte să nu părăsim niciodată domeniul principiilor. Ori sensibilitatea nu cred că prezintă pericolul acesta al dedublării sau al confuziei. Sunt câteva lucruri pe care și la Khalil Gibran le putem decela, le putem identifica, și anume felul cum mileniul ăsta care a început de curând va fi poate cel mai încercat dintre toate. Și asta pentru că există o subversiune fără să o personalizeze niciun fel. Există o subversiune, să o luăm în sine, care este calată pe câteva lucruri extrem de importante. Prima subversiune a informației, cea mai sensibilă, pentru că atinge direct adevărul. A doua pe care mi-aș permite-o să o amintesc este cea a libertății. Pentru că a învăța să fii liber, cred că este un echivalent modern pentru înțelepciunea înțeleasă de Platon, a învăța să mori. Toată viața noastră este o moarte amânată. De când suntem concepuți, nu, începe să se deruleze invers parcursul vieții noastre. Și atunci, a învăța și a tinde spre înțelepciune înseamnă să înveți să termin așa cum se cuvine, cu minte, cuvântul spune multe, cu minte existența. Este evident că toți murim, dar nu este lipsită importanță cum se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că moartea care ne desparte de ceea ce am trăit, prin ea putem ajunge în două lucruri distincte, în două locuri distincte. Sau dincoace de ea, și atunci o să rămânem cu aceleași lanțuri pe care le avem și ni le creăm zi de zi, sau dincolo de ea, și atunci există o răsplată care ne depășește imaginația. Dar trebuie să avem încredere. Încrederea este un alt punct slab al nostru. Lipsa de încredere pe care o avem unul în celălalt. Nu mă refer aici din punct de vedere social sau politic, din punct de vedere spiritual. Ne lipsește încrederea pentru că nu mai putem să facem echipă nici măcar cu noi înșine. Ceea ce este un lucru grav. De asta, eu cred că Khalil Gibran ne ajută să trecem peste așa ceva. Până să ajungem la înțelepciunea eternă a lui Dumnezeu prin Ibn Arabi, sunt niște pași, sunt niște perioade, niște faze, prin care nu e bine să considerăm că am trecut definitiv și că nu ne mai putem întoarce la el. Întotdeauna trebuie să ne întoarcem, pentru că de fiecare ne retrăim viața și trebuie să o luăm într-un fel de la capăt. Întotdeauna este un început. Mulțumim foarte mult, domnule Teodoru Ghiodea, și Mihai Cernătescu mai vrea să intervină. Ultimul cuvânt înainte de a închide această seară este importanța publicării acestei întregi colecții din care face parte și cartea mea. Este de la sine înțeles, trăim dintr-o lume din ce în ce mai aglomerată, la fel de mare. În ultimii ani vin valuri întregi de imigranți din
aceste regiuni cărora noi acum le citim cultura și filosofia. Și există în fiecare dintre noi dorința asta sau impulsul de a-l respinge pe cel necunoscut, pe cel străin, datorită, nu știu, diferențelor de culoare a tenului sau tot, da, religii sau tot așa. În momentul însă în care ajungi să-l cunoști și să-l înțelegi și dai dovadă de corectitudine și toleranță față de el, îl poți pe acel străin transforma într-un prieten, într-un patriot chiar. Și ca exemplu avem retragerea turcotătarilor din Dobrogea, 1877-78, ulterior turcii și tătarii cetățeni români, iar într-o generație, în primul război mondial, au dat dovadă de patriotism, iar la Turtucaia, trupele române de turci și de tătari dobrogeni au luptat în mod direct împotriva unităților Imperiului Otoman. Deci, practic, aceia oameni vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași religii, obicei, artă culinară și tot așa. Asta face căldura, toleranța și iubirea. Și deși avem și alte exemple negative prin Balcani, unde au avut loc atâtea, să zic așa, certuri interetnice, la noi în România nu s-a întâmplat și este un exemplu memorabil ce poate face prietenia, corectitudinea, sinceritatea și toleranța. De asta avem nevoie să-i cunoaștem ca împreună să putem construi un bine mai bine, atât pentru noi, cât și pentru ei, pentru că eu am convingerea, trăind 10 ani acolo în Orient, că în momentul în care construiești ceva, nu-ți mai vine să-l fărâm, să-l distrugi prin un act, eu știu, de nebunie. Îi mulțumim lui Mihai Cernătescu. Rămânând cumva după toate cele spuse de invitații noștri, cu mesajul de, sau mesajele de bunătate, iubire, compasiune, empatie, toleranță spirituală și religioasă, încheiem această seară, acest eveniment, întâlnire cu Înțelepciunea Sufită, lansarea cărților din colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald, Darul Iubirii de Halil Gibran și Cartea Înțelepciunii de Ibn Arabi. Bineînțeles, cum am menționat mai devreme, și celelalte cărți, cartea tradusă de Mihai Cernătescu, Peripețiile lui Nastratin Hoxha, dar și Oceanul Sufletului de Rumi sau Omar Khayyam, Catrenele lui incluse în Caravana Vieții, cărți despre înțelepciunea sufită. Le mulțumim invitaților noștri, domnul Teodoru Ghiondea, Mihai Liță, coordonatorul colecției Înțelepciunea Inimii, și Mihai Cernătescu. Vă invităm să achiziționați cărțile despre care v-am povestit și lectură frumoasă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. O seară bună!